Salut, prieteni! Astăzi am făcut o mică călătorie spre București și am vrut să vă arăt ceva frumos pe care o să o vedeți și voi imediat. Vreau să vă prezint ceva foarte frumos. O mașină care întoarce capul oricând și oricui. O mașină veche a miliției române. Așa ceva veți vedea foarte rar sau poate deloc, exceptând mașina aceasta care am văzut-o astăzi. Foarte bine întreținută. Proprietarul este un angajat de la OMV, de la benzinăria OMV, și mașina e foarte întreținută, foarte frumoasă. Este o Dacia 1310 Chitești. Mi-a ridicat și mie un pic capota să văd și eu. Exact ca original. Ca original. Care e istoria ei așa, de când ați luat-o sau? Eu am luat-o de puțin timp. Aha. Atunci nu am făcut mai nimic așa. Dar se vede că e întreținută, n-are nici rugină, n-are nici... Da, din punct de vedere că este super ok mașina. A fost întreținută cine a avut. Mai rar. La vârsta aici nu ai de probleme. Ce an de fabricație are? 84. Wow. Aveam 2 ani atât. Acum 34 de ani. Girofarele vechi, original, foarte frumos. S-o stăpâniți sănătos, să vă bucurați de ea. O să vă facem un pic de reclamă la mașina acum, că... Dar merge bine. Merge bine? Îi dați o cheie, să auzim și noi? Dacă nu, dacă se poate, bineînțeles. E, bătrâna trebuie să tragă un pic de benzină. Gata. Auziți motorul bătrânei Dacia. Mulțumim!